Soro Optimist din București, în cadrul lansării unui proiect internațional, prietena mea Carta, Mai Bubeli. Invitații zilei de astăzi, doamna Maria Alexe, profesor universitar, președinta clubului Soro Optimist, da? Doamna Lăruța Stecuț, autor de carte, doamna Ghițescu, Doina Ghițescu, actriță, doamna Maria Fiscal, deci scritoare, domnul Martidon, scritor, și domnul Virgil Fojocaru, artist plastic. Pe care doamna Maria Alexe va avea onoarea să ne prezinte puțin mai detaliat după prezentarea cărților care vor fi astăzi aici și după semnarea protocolului vom merge la Biblioteca Comunală Ion Roată, acolo unde clubul Soro Optimist din București va face o donație de carte Bibliotecii Comunale. Și de rafturi, avem și, și rafturi. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră, mulțumim pentru donațiile făcute, pentru amabilitatea de a fi alături de noi la Slobozia astăzi. Doamna Maria Alexe, vă dau cuvântul să ne prezentați puțin programul. Mulțumesc foarte mult. Țin, în primul rând, să mulțumesc Bibliotecii Județene Ștefan Bănărescu din Slobozia pentru promptitudinea cu care a răspuns la apelul trupului. Colaborarea dintre mine și această instituție de cultură n-a început de mult, dar eu îi simt ca niște prieteni vechi pe care pot să mă bazez întotdeauna. A fost o colaborare întotdeauna extrem de benefică. Am întâlnit aici oameni minunați. În luna decembrie am organizat un atelier de creație împreună cu elevii de la Liceul de Artă din Slobozia. Lucrările elevilor au fost expuse întâi aici și după aceea în Galeria Artuț din București. Acum suntem de asemenea pentru a demara, a începe un act de cultură. Este vorba de acest proiect, un proiect internațional, de aceea are titlul în limba engleză. Noi l-am tradus sub titlul de My Book Buddy, prietena mea Carta, este o traducere mai mult culturală decât literară. Pentru a vedea despre ce este vorba, cred că trebuie să vă spun puțin ce înseamnă această organizație Soro Optimist, care este un ONG. În România activează câteva mii de ONG-uri, unele mai mult, altele mai puțin, unele trec prin perioade mai benefice sau mai puțin benefice. Clubul Soro Optimist este acum într-o etapă de reformare, pentru că orice instituție are nevoie de să se schimbe din când în când. Voi vorbi și despre acest proiect internațional, despre modul în care a fost el receptat la nivel național, pentru că o să vedeți că această organizație Soro Optimist are cluburi în mai multe orașe din țară și după aceea, bineînțeles, despre ceea ce facem noi la București. Am ales pentru a ilustra această primă pagină a prezentării mele o fotografie. Autoarea acestei fotografii este doamna Maria Fiscal, care în cadrul unui concurs organizat pentru membrele clubului a obținut un meritos premiu internațional. Nu am ales fotografia doar pentru că dânsa a obținut acest premiu, ci pentru că mi s-a părut sugestivă. Ea prezintă doi tineri care alargă spre un soare. Să presupunem că acest soare este cultura, este cartea și este lectura, pentru că toată lumea știe că în ultima vreme cartea pare să piardă teren în favoarea suporturilor digitale. Tocmai de aceea, chiar și la nivel internațional, sau mai ales la nivel internațional, se fac eforturi pentru a-i atrage pe copii, îndeosebi spre carte. Ce înseamnă organizația Soro Optimist? Este o organizație, așa cum am spus, non-profit. Vedeți aici care sunt principalele ei obiective și, de asemenea, este o listă cu cluburile din întreaga țară. Este vorba de Târgoviște, Slatina, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov și Arad. Există mai multe tipuri de proiecte, unele dintre ele, cele mai multe, se adresează întregii comunități, așa cum se întâmplă și cu proiectul
Bucbali. El a demarat chiar la începutul anului 2017 și ce înseamnă el de fapt? Înseamnă că membrele clubului strâng cărți, nu cu toții avem în casă cărți care sunt foarte bune, dar care din anumite motive, să zicem, nu mai avem loc pentru ele sau preocupările noastre sunt de alt gen, sunt cărți pentru copii, de exemplu, care nu le mai utilizăm, dar care sunt foarte bune. Și mergem cu aceste cărți în la biblioteci care au mai puține fonduri de achiziție. Toată lumea știe că, în general, fondurile de achiziție pentru carte s-au micșorat, nu mai pentru carte, pentru cultură, în general, s-au micșorat peste tot. De aceea, în momentul în care am citit acest proiect, primul meu gând a fost spre biblioteca din Ianomita, respectiv pe doamna directoare, întrebându-o dacă nu știe unde am putea să ducem niște cărți. Pentru că aceste cărți să fie vizibile și să fie utile, organizația donează și niște rafturi. Din fericire, cărțile pe care noi le aducem astăzi sunt mai multe decât pot încăpea pe raftul pe care le aducem, dar atât s-a putut, ca să vă spun, știți cum este cu fondurile. Am încercat să facem în așa fel încât să cumpărăm un lucru util și care să și poate fi ușor amplasat. Proiectul în sine cuprinde la nivelul Clubului București trei etape. În România știu că Clubul de la Cluj de asemenea a demarat proiectul și este pe care de, pe care de a-l începe și cei de la Timișoara. În luna iunie, când va avea loc adunarea generală a delegatelor, probabil că fiecare dintre noi vom spune, președinții cluburilor din țară, vom spune ce am făcut la nivelul acestui proiect. La București noi ne-am adunat în luna februarie, am identificat locurile în care vom merge și am hotărât să mergem aici, în comuna Ion Roată, vom mai merge în comuna Predeal Sărar din județul Prahova și încă nu știu exact unde, undeva în județul Ilfov. Proiectul înseamnă nu numai să aduci cartea, înseamnă și să îi atragi într-un fel sau altul pe tineri spre această carte și de aceea ne-am gândit că și este și sugestia proiectului internațional să existe niște lecturi publice. Lecturile publice însă nu să le facem din cărțile pe care le-am adus, lecturile publice, sau mă rog, din cărțile pe care le-au donat membrii clubului, mai exprimine exact, pentru că sigur că autoarele care vor fi prezente astăzi vor lăsa și ele niște cărți, atât bibliotecii din Slobozia, cât și bibliotecii din Ion Roată. Și am deosebită onoare și plăcere să vi le prezint pe cele două autoare, pe doamna Maria Fitcar, care este o profesoară de prima română la Liceul Marin Preda din București, este membra clubului Sor Optimist și în momentul în care a auzit că trebuie să vină aici, chiar mi-a spus, zice, trebuie să termin cartea să pot să o lansez, pentru că este foarte interesant, cred că și pentru copii va fi interesant să vadă un autor care își citește poeziile. Cea de-a doua autoare nu este încă membru a clubului, dar noi sperăm că va fi, doamna Neluța Săicuț, este o personalitate complexă. Eu am avut onoarea să o cunosc în primul rând în calitate de artist plastic. Am descoperit că nu este numai un artist plastic deosebit, dar este și un om cu o deschidere culturală remarcabilă, gata să accepte tot ceea ce este nou. O persoană care a trecut prin mai multe evenimente, unele fericite, unele mai puțin fericite ca noi toți de altfel, și care și-a convertit aceste experiențe într-un lucru benefic, și anume în două cărți. Sunt doamna Nenuța Săicuț, face trecerea de la lectura tradițională la ceea ce trebuie să fie, da, nu la ceea ce trebuie, la ceea ce este de fapt astăzi lectura, dânsa și-a publicat cărțile sub formă de audiobook. Deci este o carte pe care oricine o poate asculta la căști, o pune în mașină, în CD-ul de la mașină și are în felul acesta o
experiență plăcută, aude ceva interesant. Am fost uimită să constat că dânsa numai că este o artistă plastică bună, numai că scrie poezii, dar are și o voce radiofonică. Deci, dacă ascultați cartea, nu vă vine să credeți că nu este o persoană, nu este un profesionist cel care citește acolo.